Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi avem din nou în atenție fotbalul județean. Am avut în acest weekend o vizită importantă la cel mai înalt nivel. Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a fost în zonă pentru că în organizarea Asociației Județene de Fotbal am avut fotbal și feminitate. Iarăși un tur de forță în ceea ce înseamnă organizarea unor meciuri de fotbal feminin și cu amabilitatea noastră și cu bunăvoința președintelui Asociației Județene de Fotbal, Ciprian Anton, încă doi invitați, îndrăznesc eu să spun, pentru viitorul fotbalului în general, pentru că arbitrajul până la urmă e una din componentele importante ale fotbalului și pe lângă Ciprian Anton, pe care mă grăbesc să-l salut, bună seara, bine ați venit alături de noi. Bine v-am regăsit. Vreau să vi-l prezint pe Andrei Pișta, președintele Comisiei Județene de Arbitraj. Bună seara. Și Andra Vasiliu, arbitru în devenire. Bună seara. Bună seara. Ok, haideți să pornim așa după evenimentele care au fost. Așadar, în acest weekend, fotbal și feminitate, da? Da, totul a plecat de la Cupa Satelor. Să trecem întâi, pentru că acesta a fost și motivul principal pentru care Răzvan Burleanu a fost prezent la Suceava. S-a dat startul și în județul Suceava, care este pe locul întâi, din ce știu eu, ca număr de echipe înscrise la nivel național, 61 pentru Cupa Satelor. Răzvan Burleanu a ținut să fie prezent la o nouă competiție care se dorește să fie de tradiție și care este în colaborare cu AFIR-ul, Federația Română de Fotbal și Asociațiile Județene de Fotbal din România, o competiție dedicată copiilor de 13 ani, o competiție care își dorește la final să poată să-i ducă pe cei 16 câștigători cu echipa națională a României într-unul din deplasările viitoare pe care le vor avea în campania următoare de calificări, deci va fi ceva inedit pentru acești copilași care vor câștiga la nivel național această competiție. La nivelul județului Suceava am împărțit în 6 turnee, fiecare câștigătoare de turneu va participa la un turneu final și vor însemna o campioană a Sucevei, care se va înfrunta cu Vasluiu, Iașu, Zonal, am explicat. Cel la Suceava a început sâmbătă, pe 20-a 10, odată cu prezența președintelui, a început prima etapă la Ipotești, pe Imaș. Vom avea săptămâna aceasta la Putna, vom avea săptămâna cealaltă alte locații. Încercăm până pe 20-a 3-a să terminăm această primă parte a acestui proiect. Și a doua zi, de sâmbătă până duminică, tot aici am avut onoarea să organizăm a patra ediție consecutivă a turneului final Fotbal și Feminitate, o participare record, zic eu, pentru că au fost 14 județe care au participat la acest turneu final. Este vorba tot de o competiție de promovare a fotbalului feminin în parteneriat FRF-UEFA AJF-uri. Au fost fetițe tot de 13-14 anișori, nelegitimate, fetițe care să sperăm că în 2-3-4 ani de zile vor apărea să joace pentru echipele de club din Liga 1, Liga 2 sau chiar pentru echipele naționale ale fotbalului feminin. Este un... Eu am cu tot dragul pentru noastră, vă spun sincer, dintr-o anumită perspectivă vă apreciez foarte mult acest turneu, sau eu l-aș fi pus în ordine pe ăsta ca fiind principalul, fotbal și feminitate, pentru că există această apetență de a transforma această exclusivitate pe care a avut-o fotbalul pentru partea masculină, de a încerca să aducă și sexul frumos în această ecuație. Numai departe, și spuneam înainte de emisiune, numai departe de meciul de sâmbătă de pe Arena, a fost condus de o brigadă la una din tușe a fost o arbitră. Și vă spun la fel de sincer că s-a achitat foarte bine de sarcinile pe care le-a avut. Da, eu cred că și acest turneu Fotbal și Unitate am ales să fie arbitre cele care arbitrează, care au arbitrat acest turneu. La Ipotești vreau să vă spun că au fost și fete care au jucat în echipele de băieți, au fost unele fete la Cupa Satelor. Da, pentru că da. Și regulamentul nostru, regulamentul de copii și juniori, prevede faptul că la competițiile de băieți pot participa fete cu 2 ani mai mare.
Doi ani mai mari, fetele. Da, da. Deci e un lucru care, nu știu, dar nu se pune accent, dar este de promovat, e un lucru în care a început de în urmă cu 4 ani de zile, pentru că înainte chiar nu știam nici de fotbal și feminitate, nu știam de niciun proiect de genul acesta și cred eu că trebuie felicitat inițiativa, chiar dacă și eu sunt printre susținătorii actuale conduției a Federației Române de Fotbal, cred că trebuie felicitat inițiativele de acest gen, că e fotbal feminitate, că e Cupa Satelor, că e orice competiție genul ăsta, e benefică pentru ceea ce urmează și pentru ceea ce ne dorim, dezvoltare. Odată, doi, în asemenea turnee, fie vorba între noi, putem descoperi tineri talentați și cred că până la urmă asta e și menirea. Iar o competiție, cum e aceasta, Cupa Satelor, fie vorba între noi, stârnește, oricum ar fi, din orice poziție am luat, stârnește orgolii și e ceva frumos. La 114 UAT-uri câte are județul Suceava, era și normal să existe un număr mare de echipe înscrise. Așa este, v-am zis, de fiecare dată... Dar n-aș vrea să minimalizez efortul pe care l-ați depus. Da, eu în primul rând mulțumesc și cu această ocazie tuturor profesorilor educației fizice care s-au implicat pentru această competiție, tuturor primarilor care și-au dat aportul pentru a înscrie aceste competiții în această competiție. Vreau să spun că, potrivit declarațiilor președintelor Răzvan Burleanu, în această competiție vor participa în jur de 10.000 de copii, vor participa și dacă vom descoperi unul care să ajungă la lotul național, va fi un proiect câștigat. E realizabil, adică ceea ce spune președintele e realizabil, cu foarte puțin bani sau și cu mai mult efort din partea noastră, pentru că sunt fazele locale, le organizăm noi și tot ceea ce se ține de aceste ediții le organizăm noi, nu avem bugetat pentru aceste competiții, încercăm noi să ne descurcăm cum putem, dar dacă va fi la final, să zicem, peste 3, 4, 5 ani de zile și unul din acești copii din care au jucat pentru prima lăsată va ajunge într-un lot național, cred eu că acest proiect a fost benefic pentru toată lumea. Nici nu știu dacă ar trebui cuantificat așa. Bun, asta ar fi o soluție. E foarte posibil 3-4 ani să nu se descopere niciun copil nemaipomenit. 100%, 100% nu se va întâmpla. Într-o singură ediție să descoperi 5. La 13 ani acești copilași. Adică noi vorbim pe termen lung. Nu trebuie să ne raportăm la ceea ce se va întâmpla la anul sau celălalt. Mă uitam, domnul Anton, era la un moment dat când tot așa s-au pus problemele, când scârția rău de tot treaba la echipa națională de fotbal, că pe actualul sistem în care fotbalul românesc încearcă să-și descopere valorile, Miodrag Belodedici ar fi rămas acolo, nu l-ar fi cunoscut nimeni. Așa este și nu e singurul caz, deci cazurile sunt foarte, foarte multe. Chiar la prezentarea Cupei Satelor când a fost la București, 80% din jucătorii echipelor naționale care au participat au plecat de la sate. Bun, acum nu avem de ce să nu recunoaștem, pentru că noi suntem noi, asociația legitimă, organizăm aceste competiții. Pentru prima oară și prima oară, acești copii sunt legitimați la noi, nu sunt legitimați la Federația Română sau la Liga Profesionistă. Știți că sunt acele discuții care, domnule, de ce să dăm și la aia mici, că aia nu ne ajută, cel puțin Liga 1. Nu e în regulă. Prima legitimație o ai la Asociația Județeană. Da. Prima și prima oară vei juca într-o echipă, că ești dintr-o comună, joci în echipa respectivă, că nu te aduce direct la Suceava să joci, nu? Adică, statistic vorbind, nici nu ai cum, că nu se trezesc toți să fie cei mai buni la oraș. Și de aceea cred eu că această competiție e benefică și o să vedeți, peste, cum a zis, 4-5 ani de zile, nu știu dacă vom aștepta chiar atât, dar 4-5 ani de zile cu aceste reguli care le impune Federația Under 17, Under 18, Under 19, cu jucători care vor trebui să evolueze obligatoriu în echipele de seniori. Sunt sigur că în cel mai scurt timp vom avea și rezultate nu neapărat la echipa de seniori, cât la echipele de copii și juniori. Da, nu-i frumos din partea noastră, noi ne înfigem așa în tema acestei emisiuni și ce-i drept, ăsta a fost și demersul principal, însă înainte de emisiune am convenit ceea ce în altă ordine de idee am stabilit mai de mult să facem și anume, și am și reușit în bună măsură de câteva ori, să acordăm atenție arbitrajului. Arbitraj care, fie vorba între noi, întotdeauna, dacă e ceva care să dea bătaie de cap la vreun AJF, care? Cu arbitrajul. Domne, că mă fură, că mă... sunt rămase atâtea cutume de-astea pe arbitraj, că nici nu pleci de la... e prezumția de nevinovăție, nu. La arbitraj e prezumția de moție. Da, au venit. Vin să mă fure. Nivelele trebuie să susținem, la toate nivelele, deci nu vorbim bun, doar... Bun. Asta e o discuție general valabilă. Adică, una, două, când e ceva, dacă echipa joacă prost,
imediat se caută un alibi la arbitraj, că nu mi-a dat un cartonaș galben în minutul sau nu le-a dat alora un cartonaș galben în minutul nu știu care sau... Bună perioadă de vreme la șefia, la președinția Comisiei Județeane de Arbitri l-ați avut pe Sebi Gheorghe. Era, cum să spun, cred că a scăpat așa în bună măsură. Era un paratresnet că nimeni nu se putea lua de el dintr-o anumită perspectivă. Nu putem spune că am scăpat de el. Nu, 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 că ați scăpat dumneavoastră de problemele care le aveți pentru că era el paratrăznat. Asta vreau să zic, dacă acum, s-a înțeles acum, altceva. Dacă mi-este permis ca o glumă, pot să vină și Colina. Oricare ar fi fost, tot paratrăznat este. Pentru ceea ce înseamnă fotbal județean, e foarte dificil să explici oamenilor ceea ce se vrea și ceea ce se dorește pe mai departe. Sebi a ales să-și continue cariera. De fiecare dată. Ce-i drept, e și pe un vârf în momentul de față, cred că trebuie să fie 100% acolo unde, exact, unde e delegat. Sunt sigur că îi ajută pe acești tineri, îi ajută. Noi trebuia să continuăm, pentru că nu puteam să ne oprim. Tocmai vreau să dau cuvântul domnului Andrei Piștea. Vreau să-i fac o introducere, dacă mi-era permis. Nu, a făcut o introducere, n-ați văzut. Încercam și eu să-l iau puțin din emoții. Nu-i cazul de emoții, pentru că discuția e normală și e sănătoasă în cadrul emisiunii noastre. Andrei, deci... arbitrajul, întotdeauna hoții care fură, care... De ce ar mai veni un tânăr? De ce ai venit tu la arbitraj? În primul rând vreau să vă zic că de săptămâna trecută am început să mergem la licee, la universitate și chiar întrebarea asta mi-au pus-o mulți viitori cursanți. Pe ce motive m-aș apuca de meseria asta? Ce mi-ar oferi? În primul rând, e o activitate benefică pentru sport. După care, cu timpul, poți ajunge undeva unde e Sebi Gheorghe. Și el a început tot de la același nivel, județean. De aici începe fiecare, nu se naște nimeni artist și toate celelalte. Totul e să ai puțină înclinație, să vii la cursuri, să observi faptul că avem un, chiar dacă suntem un număr puțin în momentul de față, dar suntem un grup unit, încercăm să strângem cât mai mult relațiile între noi și, cum am spus, toată lumea ne vede persoanele non grate, ceva de genul, pe stadioanele de fotbal. Da, pentru că, repet, inclusiv greșele ale lor, inclusiv frustrări, o proastă pregătire, e mult mai ușor, dar e extraordinar de ușor să o dai pe arbitri. Sunt vinovații de serviciu, ca să spunem așa. De-aia, eu cred că e descurajant pentru cineva să vină să se apropie. Cu toate astea, slavă Domnului, încă mai vin copiii, mă uit la tine, Andrei, mă uit la tine, Andra, și chiar mă bucur că ați înțeles. Vă uitați și la mine? Arbitrajul nostru? Nu, dar zic, trebuie să vă uitați și la mine, nu numai la ei. Lăsați-mă să mă uit la oamenii ăștia acum, că mi-ați adus în emisiune, vreau să vorbesc cu ei. Și cu toate astea, că... Bun, sunt și niște câștiguri financiare, da? Da, care apar relativ repede. Da, așa e. Relativ repede. Adică o indemnizație de arbitraj la Liga 5, Liga 4, apar niște bănuți din prima. Da? Nu ar trebui foarte mult. Dar nimeni nu te pune acolo pe teren dacă nu știi regulamentul bine și nu ai trecut niște examene. Da? Vreau să spun că nu multe nume cunoaște faptul că noi cu o săptămână înaintea etapei, de exemplu cum ar fi weekendul următor, noi depunem un anumit efort, facem două antrenamente pe săptămână, ne pregătim și teoretic, pregătim jocurile din timp. Cum echipele depun efort în momentul în care se pregătesc pentru meciul din săptămâna ce urmează, făcând antrenamente, același lucru facem și noi. Deci știu asta, noi depunem eforturi ca să fim la cele mai înalte standarde în momentul când începem partida. De sâmbătă, de duminică, în momentul în care suntem delegați. Asta încerc să atrag atenția că odată venit în cadrul acestei subcomisii aici la arbitri, o să vadă, probabil cu ocazia asta putem să mai promovăm faptul că mâine vor începe cursurile,
poate o să mai aibă cineva tragere sau înclinație. Timp să ajungă, așa. Să se înscrie. Care sunt condițiile pentru a... Am pus niște condiții minime, o vârstă între 16-25 de ani, nu neapărat obligatoriu, dar de aici putem... Evident. Putem urca mai sus. Piramida începe de jos. Aici e o... asta e poarta de intrare. Că de aici, vrem, nu vrem, se cer în anumite lucruri. Regulamentul trebuie știut impecabil, că asta este. Pregătirea fizică trebuie să fie funcție de nivelul în care, nivelul ligii în care vei arbitra și așa mai departe. E foarte greu pentru că trebuie să știe lumea. Într-adevăr, ăsta e primul pas. Ca să ajungi unde e Sebi, păstrând proporțiile, aici deja trebuie să fii la nivel de înaltă performanță. Oricine exact. Are de-a face știe ce e la sport, știe cam ce înseamnă înaltă performanță. Prezent în cadrul acestei emisiuni, Sebi îmi vorbea de antrenamente și parametrii pe care îi urmărește, de maniera la care cred că jucători din Liga 1 de la noi, din Liga 1, atenție, nu își urmăresc acești parametri cu mai multă atenție decât o fac unii arbitri. Câți ani ai, Andrei? 28 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Andra? 21. Tu de cât timp te-ai apucat de arbitraj? Ai jucat și fotbal am înainte? Am jucat și fotbal, da. De acolo am plecat. Și mi-a fost mult mai ușor. Cam știam exact. Exact. Știi foarte bine că acum constați că nu știa exact. Când s-a întâmplat asta? Deci cu fotbalul de când te-ai apucat? Eram în liceu, chiar la începutul liceului, am jucat câțiva ani, apoi am făcut o pauză, venea facultatea, deja bacalaureatul, cum se pregătea toată lumea, și un coleg de la Fălticeni, președintele comisiei, mi-a spus, hai, dacă nu mai vrei, hai să dai niște examene. Și am zis, ok, haide, și m-a ajutat el, m-a ajutat chiar să mă pregătesc. Și am venit, am dat examene și am luat și am zis, am mers la primul meci. Când s-a întâmplat asta? În 2016. Oho, ai deja 2 ani ușor? Da. De arbitraj, da? Da. În 2016 și am mers la meciuri. La început eram puțin descurajată, dar... Păi golanii una-două din tribună. Da. Mamă, ce cauți tu, dar ce... Du-te la cratiță! M-am lovit de chestia asta. Nici măcar n-au altă replică, da? Da. Dar am conștientizat că nu pot să mă duc pe teren să fac educație eu. Se educă singur până la urmă. Da. Și încerc să... Am înțeles, Alex. Imediat dăm drumul la publicitare. Răbdare. Deocamdată pentru mine este o pasiune. Ce-i drept, vreau să transform în meserie. De asta mă pregătesc în continuare. Particip și la un program. Și, nu știu, sper să vin curând, să am rezultate cât mai bune. Da, să mă obligi cu alte cuvinte să te mai chem în emisiune. Da. Te rog frumos, păstrează-ți ideea că după aia nu mă mai scot colegul meu ăsta de la butoane. Îi dau drumul acum la publicitate, după care ne întoarcem, aflăm și de unde Andrei Pișta, că după nume nu-i de pe aici. Da, aflăm noi. Publicitate, revenim.